Primăria Sibiu a eliberat de la începutul anului până la finalul lunii iulie 375 de locuri de parcare și diverse zone din oraș ocupate de mașini abandonate. Sibienii care au devenit cunoscuți pe internet după ce s-au urcat pe capota mașinii pentru a nu fi ridicată de autoritățile din Sunny Beach, Bulgaria, au înregistrat prin această metodă un succes împotriva autorităților bulgare. Și asta pentru că nu li s-a mai luat mașina din locul în care era parcată. Dar, spun oamenii, aceste acțiuni sunt un abuz din partea vecinilor. În contextul aprobării ghidului de bune practici pentru amenajarea teraselor de drumeție pedestră și cicloturism în zona montană și în zona colinară din județul Sibiu, de către Consiliul Județean Sibiu, a avut loc prima marcare oficială a unui traseu de drumeție pedestră, în cadrul programului Anii Drumeției. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.